Reconstituind și el, alături de toți ceilalți pelerini ce îl însoțeau, drumul Golgotei, a meditat adânc la starea lui, la locul pe care îl lăsase pentru a vizita locurile sfinte și la fiecare oprire din cele 14, suspina gândindu-se cum ar fi ca dealul mănăstirii Hadâmbu să fie pecetruit cu fiecare cruce a unui ucenic al său. Nu puțin sunt cei care parcurgeți și noaptea aceasta după utrenia de mezul nopții cu lumânări aprinse, cântând și lăudând pe Dumnezeu, ajungând la poarta Bucuria Crucii, apoi la fiecare, făcând câte un popas, fără rugăciune, fără biserică, nimic nu se poate, iubiți credincioși. De aceea vă felicit că pelerinii care veniți din toate colțurile noastre, nu numai la hramurile Sfintei noastre mănăstiri, ci de fiecare dată cu multă, multă evlavie râdnă spre Sfânta Icoană Făcătoarei Minea Maicii Domnului în Dealul Mare și, în ultimul rând, la Sfânta Preacupioasă, mult milostiva Parascheva. De aceea rugămintea mea este răiți aceste slujbe, momente dumnezeiești, cu multă răbdare, cu multă smerenie, să nu ne pierdem cu luna și plata. În deosebire, în trecut, în anii trecuți, pelerinii credincioșii aici poposeau, aici își plecau capetele în fața Sfintei Icoane Făcătoare de Minea Maicii Domnului, cântând și lăudând pe Maica Domnului până dimineața. E acum să spunem că, dacă mă uit bine la dumneavoastră, majoritatea care sunteți
ai aceste locuri care cu multe peoșene și multe dragoste. Am cam îmbătrânit împreună, să spun așa. Nu ușor vă este să spunem, dar plata este mare înaintea lui Dumnezeu. Deși știm prea bine acasă, în lume, încercările, ispitele ce ne împresoară, apoi măcar 2, 3, 4 ore să le dărâm lui Dumnezeu. Hai ca Domnul să vă răspătească și toate cele care o să le puneți la maicuța scumpă în fața icoanei Maicii Domnului. Maicuța scumpă are grijă de noi. Ea este mama noastră. Pruncul zice mama, primul cuvânt care îl învață. Așa ne trebuie și noi să spunem când ne ridicăm. Însă maicuță scumpă, mama noastră, ajută-ne. Ajută-ne că avem nevoie de la tău. Și maicuța scumpă, îi simțim și vă simți prezența. Acum, vă rog frumos cu... Maicuță,